să vă rog să transmiteți un mesaj către cetățenii comuni, foarte scurt și concis, ce considerați că vă caracterizează cel mai mult? Dragii mei conseteni, ce mă caracterizează, cred că în mod foarte concret, ar fi bunul simț, respectul față de oameni, omenia, simplitatea, modestia, inteligența și cam astea. Care sunt cele mai importante obiective pe care le-ați realizat în acest mandat? Da, mandatul 2012-2016 a fost unul, să spunem, bun, cu reușite. Principalele obiective au fost cele cu finanțare europeană, la care am mai continuat cu pregătirea pentru noile obiective cu finanțare europeană, și mă refer aici la obiectivele care au fost implementate, respectiv Centrul Cultural din Urechești, drumul de exploatare agricolă de la Lunca Dochia, canalul de la Cornețel. Am continuat cu proiectele cu pavelări, trotuare pietonale, extinderea căminului, pardon, a dispensarului din Cornețel. Deci astea au fost cele care au fost realizate, să spunem la modul concret. Totodată am pregătit, să spunem, noua etapă prin care sigur vom implementa proiecte cu finanțare europeană pe componenta drumuri, respectiv Urechești, Cornețel și Lunca Dochia și Satul Nou, pardon. Deci Urechești, Cornețel și Satul Nou. Am pregătit și deja le-am început lucrările pentru drumurile din Slobozia și din Cornețel, Lunca Dochia. Am încercat și încercăm să găsim noi surse de finanțare pentru diverse proiecte. Nu în ultimul rând este proiectul canalizare, care și el va fi implementat în etapa următoare și care este o necesitate obiectivă a comunei. Câteva cuvinte despre învățământul din localitate și relația dintre dumneavoastră ca instituție, ca primar, cu elevii, cu profesorii, cu aceste instituții. Cum merge activitatea școlară în general la Urechești? Da, școala din comuna Urechești, eu pot spune că este o școală de foarte bună calitate. Și asta o demonstrează bunele rezultate pe care școala le-a obținut la examenele de capacitate, respectiv din anii 2014-2015, în care au fost în fruntea clasamentului. Un alt lucru foarte, foarte important, în toți anii ăștia de când sunt primar, am încercat să dezvolt baza materială a școlii. Și aici mă refer în primul rând la dezvoltarea spațiilor de învățământ, construcții noi de spații de învățământ, reabilitarea celor existente, centre de informare și documentare în Urechești, cabinete de informatică în Cornețel și în Urechești, mașini, 3 mașini au fost aduse în toată perioada asta de transport care să le asigure elevilor accesul cu mai multă ușurință la școală. Adică tot permanent am încercat să găsim formulele prin care școala să fie, să spunem, în primul segment al vieții sociale. Școala trebuie să fie primordială, pentru că educația este la fel de importantă ca oricare alta, sau cea mai importantă, dacă să ne gândim. Legătura dumneavoastră cu tineretul, cum îl percepeți? Sigur, sunt mulți care plecați în străinătate, dar totuși mai sunt tineri și în localitate. Cum ați căutat să-i atrageți și să-i ajutați chiar în activitatea lor? Da. Aici e o discuție mai complexă și pot spune că am încercat să îi apropii și să-i stimulez pe cei care au idei valoroase de a dezvolta o afacere, în primul rând. Am încercat să-i stimulez, să-i ajut pe cei care vor să rămână și să-și dezvolte ceva în comună. Am încercat să-i stimulez și să-i readuc pe cei care au fost plecați în afară, dar totodată, nu în ultimul rând, pe toți cei care n-au găsit un loc de muncă, la fel am încercat să-i sprijin ca să-și găsească un loc în care se poate să-și facă o carieră și să dezvolte individual. Deci nu pot spune că toată lumea este, să spunem, mulțumită de felul în care i-am dat sprijin, sau mai știu cum, dar nu au fost absolut deloc în afara interesului administrației locale sau au fost marginalizați. Ba din contră, am simulat să i-am sprijinit și în activitățile sportive, mă refer aici la echipa de fotbal. Am încercat și vom încerca în continuare să-l dezvoltăm baza materială sportivă, respectiv teren de fotbal în Urechești și în Cornețel. În Urechești sperăm să obținem chiar o finanțare mai consistentă în care să putem să punem bazele
unei baze, să punem bazele unui spațiu adecvat pentru un teren de fotbal serios. Deci cam astea ar fi principalele preocupări care s-au derulat în etapa trecută. Dar zic eu că și în etapa următoare ei vor avea o șansă mult mai mare pentru faptul că, de exemplu, cu finanțelele astea europene vine nou program 2014-2020 care, cu siguranță, că Urecheștiu, dacă a avut până acum vreo 60 de proiecte cu finanțare europeană, 40, mă scuzați, nu 60, 40, așa, implementate, sigur, vom mai găsi cel puțin 40 de oameni și special tineri care să meargă să-și facă treaba asta. O altă preocupare a fost să găsim formule prin care să-i sprijinim concret pe cei care vor să inițieze business-uri. Și aici am derulat și un proiect în Consiliul Local, am cuprins și în planul urbanistic general, anume alocarea unui spațiu adecvat pentru dezvoltare economică. Și mă refer aici la cel din zona balastieră, unde cu vreo 2 ani din urmă am readaptat planul urbanistic general. Acum vrem să scoatem și la licitație teren pentru ca ei, cei care vor să inițieze o afacere, să poată să facă. În ultima perioadă, având în vedere că e campanie electorală, v-ați întâlnit cu oamenii, ați discutat cu ei, cu cei mai în vârstă, i-ați vizitat, cum ați comunicat? Știu că, în general, oamenii de ei sunt comunicativi, mai ales cei în vârstă. Cu siguranță. Da, sigur. Am fost în campanie electorală, era firesc. În limita timpului disponibil, pentru că prin funcția pe care o am, timpul meu este foarte limitat și am alocat, să spunem, campanii electorale, așa, mai mult sărbătorile religioase și duminicile, dar și în anumite după amiezi, când am putut să particip la întâlniri, am făcut-o cu mare drag și am constatat că oamenii sunt deschiși. Nu mă resping sub nicio formă, n-am întâlnit oameni care să nu mă accepte ca și primar. Am văzut că sunt idei bune din partea multora, vor cu adevărat ca localitatea să ridice și niște cum să coboare, oameni care, zic eu, prin felul lor de a fi, prin modul în care gândesc, vor da o șansă sănătoasă, evoluție pozitivă a comunei. Și eu am mare încredere în cetățenii comunei Urechești, care au un grad de omogenitate foarte bun, așa, știu să aprecieze pe cei care sunt cu adevărat valoroși, știu să-i respecte, știu să înțeleagă vremurile și cu siguranță că prin vechimea pe care Urechești o are, ca și atestare documentară, avem de la 1472 până acum peste 540 de ani de atestare, deci vă dați seama că la anul viitor 545 de ani de atestare documentară în martie, când chiar vă doresc, dacă îmi dă Dumnezeu, să facem și o activitate complexă, culturală, prin vechimea asta, zic eu, venerabilă, putem să facem dovada că suntem cu adevărat o comunitate perenă. Sigur, în fiecare localitate sunt și cazuri sociale, familii cu mulți copii, cu probleme. Cum ați încercat să-i ajutați? Sau prin ce măsuri dumneavoastră, desigur, și împreună cu Consiliul Local? Da. Problema socială este cu adevărat complexă, dacă o analizăm în profunzime, pentru că vizează aspecte diverse. De exemplu, începând cu 2015, s-a derulat un proiect prin UNICEF în legătură cu copiii aflați în situații de risc, într-o monitorizare complexă. Am încercat să analizăm fiecare caz în parte, să găsim soluțiile cele mai bune pentru a-i sprijini. Așa, ar fi unul din aspectele preocupării suplimentare față de obligativitatea izvorâtă de lege, de a face serviciu social sau a aduce serviciu social cât mai aproape de cetățean. Deci, pe componenta socială, prin prestația socială pe care noi o acordăm, încercăm să dăm o mână de ajutor celor aflați în nevoie. Totodată încercăm să le oferim oamenilor, în virtutea legilor care sunt în vigoare, și posibilitatea să aibă acces la ceea ce statul le-și dă. Deci pot spune că, per general, Comuna Urechești, la nivelul asistenței sociale, este pe o linie, să spunem, pozitivă. Adică, prin faptul că localitatea este o localitate dinamică, cetățenii nu sunt dependenți doar de asistența socială sau foarte mult de asistența socială. Deci, activitatea este oarecum
bine gestionată, dar totodată nu consumă resursă economică foarte mult la nivel național, pentru că având un număr limitat de dosare, să spunem, cu dificultate în ceea ce privește situația materială, automat statul, deci, are o șansă, are un avantaj. Nu mai cheltui cu tine atât de mulți bani. Comparat poate cu alte localități, unde se cheltuie foarte multe surse financiare. La ajutorul social, întotdeauna am avut, de exemplu, venitul minim garantat, legea 416, o cifră în jurul de la 100 de dosare, plus minus câteva dosare. Poate că pentru urechești este mult, poate este puțin, acum nu trebuie să anatemizăm pe nimeni, dar cred că posibilitățile pe care localitatea le are ar putea și, sigur, conferă posibilitatea ca foarte mulți oameni să iasă din zona protecției sociale izvorâte din legislații și să ajungă într-o altă zonă, adică să fie activ, angajat, cu carte de muncă, cu venituri mai bune. Deci cam asta ar fi pe componenta asta. Desigur, ca orice primar, aveți și audiențe. Cum îi primiți pe oameni? Cum discutați cu ei? Care este relația dumneavoastră umană? Pentru că ei vin întotdeauna la primar, că primarul rezolvă toate problemele. Spuneți-mi cum interacționați cu oameni care au realmente nevoie de ajutorul dumneavoastră. În primul rând, nu vorbesc urât niciodată, zâmbesc, ascult, încerc să-l înțeleg păsul și să găsesc soluții. Pentru că omul săracu, atunci când ajunge la primar, totdeauna se gândește că el e salvatorul și în el îți găsește șansa de a-și pune la punct situația. Deci, pot zic, să spun așa, prin calitățile mele personale, native, să spunem, de a fi calm, de a nu te enerva ușor, de a fi deschis, de a fi modest, de a încerca să-l asculți în primul rând și după aceea să vorbești tu ca primar. Deci, asta a fost, să spunem, prima condiție pe care eu mi-am impus-o mie, de când am ajuns primar pe funcție la Urechești, de a asculta. Primii doi ani de zile din cariera mea de primar, am alocat timpul pentru a-i asculta pe oameni și a-i lăsa să vorbească ei cât mai mult posibil, ca eu să înțeleg cât mai mult posibil. Și asta m-a ajutat, pentru că am aflat foarte multe informații, dar i-am făcut și pe oameni să deschidă. Cei aflați în situații dificile, i-am sprijinit cât s-a putut. E adevărat, și în limita legii. Nu am încercat să mă folosesc de ei în diferite contexte sau în scopuri personale. Am fost cât se poate de simplu, am fost cât se poate de omenos, am fost cât se poate de deschis la nevoile, la suferințele, la necazurile. Cum ați colaborat cu cultele, cu biserica? Și care este rolul bisericii în această comunitate? Biserica este fundamentală. Așa cum mai spuneam și în alte dăți, biserică, școală, cultură. Deci un trinom fără de care nu poți să spui că vei progresa. Chiar dacă noi toți ne gândim la partea materială, la nu știu ce, interese nu știu de care, dar fără toate astea trei, nu putem da înainte. Pentru că ele sunt legate indisolubil una de alta. Biserica, în Comunitatea Urechești, pot spune că a beneficiat permanent de sprijin. Și pot începe cu următoarea afirmație. Deci bisericile au fost beneficiare de sprijin financiar pentru investiții, respectiv construcții de biserică nouă în Urechești, reparații de biserică în Cornățel, reparații de biserică în Luca Dochia, picturi de biserică în Zlobozia, sprijin la biserica din Cropolniță și alte ajutoare la biserica din Urechești, cea mai veche. Chiar în viitoare etapă, chiar mi-am dorit și îmi doresc să dăm sprijin în continuare. Și, de exemplu, chiar la biserica veche din Urechești vreau să dăm un sprijin special, pentru că este prin vechimea sa, eu știu, o valoare, o perlă a coroanei, este cea mai veche clădire din Comuna Urechești în momentul de față. Și vrem să am inițiat împreună și cu parohia un proiect prin care să încercăm să dăm o sprijin în ceea ce privește înlocuirea acoperișului, să facem câteva reparații necesare și absolut, să spunem, beneficii pentru toată lumea. Soția, sunteți un familist convins? Sigur. Aveți un copil, da? Da, sunt căsătorit, am un copil, am o fată. Cum vă susține familia? Ce vă spune?
Sunt căsătorit, am o fetiță de 18 ani, trece în clasa 12 acum, și din punct de vedere al susținerii este total, n-am niciun fel de problemă. Un singur lucru este că timpul pe care funcția ți-l ocupă face să nu fii întotdeauna foarte, foarte, foarte prezent, să spunem. Dar, în ceea ce mă privește, încerc să fac tot ce pot pentru a asigura cele necesare continuu și să sprijin și cu formarea fetei, pentru că ea, fiind la o vârstă atât de fragedă, are nevoie de informații, de mod de a o canaliza, a o ajuta. Fac afirmația că de la grădiniță până la 18 ani, în fiecare dimineață am dus-o la școală. Zi de zi. Sigur, în activitatea dumneavoastră, că la al câtelea mandat sunteți? Termin pe al patrulea. Al patrulea mandat. Aveți o echipă cu care lucrați. Câteva cuvinte și chiar puteți să dați și nume de consilieri cu care vreți să mergeți în viitorul mandat. Sigur, ideea de echipă este absolut necesară și foarte, foarte importantă, pentru că nu poți singur să reușești să implementezi, mai ales când e vorba de administrație locală și când e vorba de democrația votului. Ai nevoie de votul majorității cu care să poți să-ți faci, să atingi obiectivele pe care ți le-ai propus. Și asta mă determină în mod foarte serios să cer sprijinul și comunității, pentru că, zic eu, așa cum este lista mea, a Partidului Național Liberal, așa cum este gândită, concepută, poate ajuta Comuna Urecheș să evolueze pozitiv, să meargă pe un drum bun și zic eu că n-ar trebui să aibă nimeni nicio rezervă. Acum, om perfect sau consilier perfect sau primar perfect nu este nimeni, dar cred că sunt foarte buni cei pe care i-am propus și nici nu vreau să fac nominalizări pentru că ar însemna că îi favorizez pe unii și defavorizez pe alții, dar în schimb sunt convins că toți cei pe care i-am înscris în lista Partidului Național Liberal sunt oameni de deosebită calitate și pot să facă mult bine comunității. Ce poziție aveți în... pentru că vin alegerile în buletinul de vot, știți? Da, la primar și la Consiliul Local suntem poziția numărul 1, iar la Consiliul Județean suntem poziția numărul 2. Cum îi sfătuiți pe cetățeni? Să vină la vot sau să stea pe gânduri sau cum credeți că este important pentru comunitate? Da. Eu îi sfătuiesc să vină la vot. Îi sfătuiesc să participe pentru că este șansa fiecăruia odată la 4 ani de a-și demonstra puterea efectivă pe care democrația îi conferă. Democrația participativă pe care votul ți-l dă, îți dă și o satisfacție interioară că ai votat pe cine ai vrut tu sau totodată că tu prin votul pe care îl dai contribui la mica evoluția a comunității din care faci parte. Și zic că toată lumea trebuie să înțeleagă și invit cu toată dăruirea și cu toată dragostea să participe la procesul de votare pentru faptul că își pot alege primarul pe care și-l doresc, prin faptul că își pot alege consilierii pe care și-l doresc, dar totodată zic eu că pot prin mecanismul creat, să spunem, în perioada de dinaintea scrutinului, să dezbate problemele cetății, să le dea și idei, să le dea și soluții, să contribuie cu fiecare cu mica lui putere pe care o deține la mai binele pe care comunitatea poate să îl capete în urma votului din data de 5 iunie. Ce alte chestiuni care considerați că ar mai trebui completate în ceea ce am discutat noi? Da, insist pe ideea că prin vechimea, prin nivelul de pregătire pe care l-am, deci sunt absolvent de studii superioare, facultate de științe economice și facultate de administrație publică, prin faptul că am în spate ani destui de mult, să spunem, în administrație locală, prin faptul că am trecut și momente foarte dificile și aici fac remarca, să nu uităm câteva puncte cheie, nodale, aș spune, în evoluția comunității. Aici m-aș referi în primul rând la inundațiile din 2005, unde am avut o situație foarte dificilă și pe care am parcurs-o ușurel și zic eu că am mers bine cu toții. Am avut alte momente, criză economică, dificultăți de natură financiară, ușor s-au ridicat și ele. Am avut, iarăși un caz foarte special, explozii din 2014 sau 2013, din noiembrie, când în succesiunea de explozii vă 13, conducta din zona Urecheștiului, cu case afectate, cu tot felul de situații neplăcute,
am gestionat cât se poate de bine și oamenii au fost mulțumiți. Și mă bucur că nu s-a întâmplat ca cineva să moară. Asta a fost un lucru foarte, foarte important. Așa. Ei, dificultăți au fost multiple, dar cu Dumnezeu înainte, cu relația dintre cetățean și primar și dintre cetățean și administrația locală, încercând să o facem cât mai solidă, cât mai închegată, am depășit cele mai dificile situații și perioade pe care comuna le-a parcurs. Că am vrut sau că n-am vrut noi, asta n-a depins de dorința noastră. Deci pot cu siguranță că anii care vor urma în mandatul 2016-2020, prin felul meu de a mă raporta la realitatea zilei, prin felul în care știu să vorbesc, prin care știu să înțeleg, prin nivelul de educație, prin deschidere, prin simplitate, prin modestie, așa, prin faptul că, să spunem, relațional am avut în permanență deschiderea și dorința de a primi lângă mine oameni care cu adevărat pot să facă treabă, zic eu că pot da șansa unei evoluții frumoase, bune și, zic eu, de perspectivă. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și să fie așa cum cetățenii își doresc și cum Dumnezeu vrea.